Perfect. Noi chiar ne dorim să avem o sesiune în care să fie așa comunicativă, să vorbiți și voi cu noi, nu numai noi să vorbim și să încercăm să vă ajutăm cât mai mult să ne puneți întrebări, să vă dăm informațiile pe care le așteptați. Așa este. În regulă, agenda noastră arată, ne place foarte mult să fim organizați, ne place să fim și punctuali, de să alăturăm și Gabriela. Ne place să fim punctuali, dar în seara asta nu prea am reușit. Un minus acolo pentru noi. Cred că ați văzut agenda noastră. Vom vorbi puțin despre Oneson. Tot să mai alătură persoane și vreau să mă asigur că intră. Vrem să vorbim puțin despre Oneson, vrem să vă cunoaștem pe voi, în principiu, și după care o să îi lăsăm pe Teodora și pe Alex să ne prezinte mai multe despre cursul de UX Design de la Oneson. În principiu, în primul rând vreau să mă asigur că mă auziți și mă vedeți destul de bine. Cred că am puține probleme cu internetul în acest moment. Ok, aceasta este agenda, după cum v-am prezentat-o și eu. Despre Oneson aș putea să vă spun foarte multe lucruri. Oneson s-a înființat în anul 2017. A început ca, nu știu, așa, cu pași mici, cu două cursuri, unul de testare manuală, unul de testare automată și mai apoi a crescut foarte frumos și are mai multe cursuri, printre care și acesta de UI Design, despre care o să aflați mult mai multe pe parcurs. Oneson își propune să ajute oamenii să profeseze în acest domeniu al IT-ului prin foarte multă practică, pentru că ne place foarte mult practica. Probabil că și Alex și Teodora o să sublinieze asta pe parcurs. Vrem să vedem de ce oamenii vor să facă o reconversie profesională cu succes și să-i ajutăm să-și îndeplinească acest obiectiv. Echipa Oneson este destul de numeroasă din punctul de vedere al mentorilor. Dorește cineva să intervină? Ana Maria? Nu, În regulă, în regulă. nu. Mi-am ajustat imaginea doar atât. Perfect, perfect. Cum spuneam, echipa este destul de numeroasă la nivel de mentori. Toți sunt foarte pricepuți și lucrează deja în domeniul acesta și le place foarte mult să mentoreze alături de noi. Avem foarte multe programe educaționale adaptate pentru nevoile pieței și în prezent avem două sedi, unul în Iași și unul în București. Am spune că toată perioada asta pandemică, cu toate că este un lucru negativ, pe noi ne-a ajutat destul de mult pentru că ne-a adus alături de oameni care nu fac parte din aceste două orașe, pentru că ne-am mutat activitatea în online și au putut fi alături de noi oameni din afara României. Și asta ne-a bucurat foarte mult să cunoaștem așa mai mulți oameni care poate au plecat din România din diverse motive și au reușit să ajungă la aceste cursuri care sunt foarte eficiente și bune pentru ei. În regulă, la Oneson o să găsiți, după cum v-am spus, foarte multe programe, parte de testare, de programare, de UI design, parte de business analysis și pe partea de operations. Și aici vorbim. Cursurile împărțite pe mai multe categorii și avem fără experiență și pentru începători. Sper că m-auziți că mi-a apărut ceva aici, că internetul meu e ok? Suntem bine, Auzim, da? a fost un moment în care s-a întrerupt un pic, dar în principiu În s-a regulă, înțeles bine. în regulă. Chiar îmi cer scuze, sper că tot e bine. Spuneam că avem cursuri pentru începători. Vorbim de IT beginner, vorbim de introducere în programare. Pentru partea de mediu, aș spune și avansat, în momentul în care oamenii cunosc anumite aspecte legate de IT, dar vor să-și perfecționeze anumite skill-uri. Partea asta de spus. Mi-aș dori tare mult și cred că și voi să-i cunoaștem un pic pe mentorii Oneson. Nu știu cine dorește să înceapă, Alexandru, Teodora. Vă dau. Mulțumim frumos, o să încep eu, dar pe parcurs vom vorbi oricum amândoi, o să ne cunoașteți pe deplin și o să cunoașteți și cursul din partea amândurora. O să fac eu un share screen dacă e ok, Alexandra. Sigur, sigur. Ok, Atunci. perfect. Ok.
E vorba de o prezentare pe care am pregătit-o noi și ia să vedem. Se vede ecranul? Da. Ok, perfect. Bun, salutare tuturor. Din nou, mă bucur să vă cunosc în seara aceasta. Și haideți să ne folosim eficient și inteligent de timpul acesta. Ce am pregătit noi pentru voi astăzi? În principiu vrem să vă spunem, să aflați cine suntem noi. Ce este de fapt acest UI UX, că tot auziți UI UX, dar ce reprezintă de fapt? De ce ați avea nevoie pentru a profesa ca designer? Ce posibilități de drumuri în carieră puteți avea ca designer și la ce să vă așteptați de la cursul nostru, de la Wansum. Bun, eu sunt Alexandru. Scuze-mă, Alexandru. Aș vrea să vă prezentați așa un pic pe scurt, după care să-i cunoaștem un pic și pe oamenii care sunt alături de noi și apoi să intrăm în prezentarea cursului, dacă e în regulă pentru voi. Perfect, perfect. Atunci putem să facem prima parte de prezentarea noastră cu pozele noastre și după care putem să-i cunoaștem. Perfect, perfect. Foarte bine. Bun, eu sunt Alex. Povestea mea începe din povestea cu designul, începe dintr-o pasiune pe care am stârnit-o în timpul liceului. A fost o pasiune care m-a și ajutat pe mine atunci, în timpul liceului, să fac un ban de buzunar, deci a fost foarte bine. Am început ca freelancer să lucrez ca designer, făceam în principal logo design. După care, în timpul facultății și chiar și în timpul liceului, mai făceam parte de voluntariat, prin care cream tot felul de materiale de design, materiale de print. După am urmat facultatea de informatică, în cadrul căreia mi-am dat eu seama că totuși parcă nu mi-ar plăcea să fac zi de zi programare timp de 8 ore și atunci am mers mai departe pe drumul pasiunii, început ca pasiune și am transformat designul în treabă în cadrul firmei Centric. Vedeți aici și logo-ul în spate, chiar mă aflu la birou. Lucrez ca UI UX designer în cadrul companiei de aproximativ 5 ani și în timpul acesta am lucrat pe diverse proiecte, de la aplicații de human resources până la aplicații de gestionare a datelor care vin de la senzori. Și în timpul acesta am activat și ca mentor pentru noi colegi designeri din Centric. Cam asta e pe scurt, așa cât de pe scurt despre mine. Am să o las și pe Teo. Bună, eu sunt Teodora. Pasiunea mea pentru design a început de mult timp, de când îmi făceau jocurile pe calculator. Când eram mică, vroiam să fac design pentru jocurile pe calculator și cum eram foarte atrasă de domeniul ăsta și nu pot să zic că... Da, nici părinții mei nu-și doreau să investesc bani în asta, de obicei făceam tot felul de desene pentru oamenii care mă jucam ca să-mi dea lucruri în jocurile respective. Desenam personajele sau alte lucruri. După m-am mutat într-o area un pic mai rentabilă, m-am mutat pe area de logo design și puteți să observați pe slide în zona de jos câteva din logo-urile pe care le făcusem în acea perioadă. Am făcut freelancing pentru un avocat, pentru jocuri și pentru diferiți prieteni. După am activat într-o asociație de studenți, unde m-am ocupat tot ce înseamnă branding, materiale promoționale, cover-uri de Facebook, postere pentru diferitele evenimente pe care le ținem. Și treptate putem am dezvoltat și pasiunea asta pentru UI UX. Mi-a sunat foarte interesant conceptul la început. Am aplicat la Centric acum 2 ani, am făcut un internship și încă sunt la Centric. Important de menționat, o parte din pasiunii se datorează și lui Alexandru Popescu, pentru că făcusem un curs acum ceva timp de UI UX, în timp ce eram în timpul liceului și m-a atras foarte tare domeniul respectiv, însă n-am putut să continui
zona asta în perioadă, pentru că părinții au insistat să am un job stabil și pentru ei job stabil însemna doar informatică sau medicină. Dar am reușit să ajung din nou aproape de pasiunea mea cu un job stabil și mă bucur pentru asta. Și abia aștept să vă cunosc. Ok. Debea așteptăm să vă... Să vă ascultăm și pe voi. Mulțumim. Da, vrem să vă cunoaștem și pe voi, să ne spuneți cine sunteți, de ce v-ați alăturat evenimentului nostru și poate să facem ca un joculeș, să fie cumva mai amuzant cunoașterea noastră. Nu știu, puteți să ne spuneți o glumă sau poate o povestioară recentă și amuzantă sau ce vi s-a întâmplat astăzi, așa puțin. Și după care, ca să putem cumva să dăm ștafeta mai departe, să numim pe cineva. Ne dorim să cunoaștem, să vă cunoaștem pe, poate pe Doris Ceapă. Poate dorește să înceapă Alex sau te, să ne spună așa o povestioară și apoi să dea mai departe cuiva ștafeta. O povestioară? E o povestioară destul de amuzantă. Suntem cu toți aici să învățăm. Ca o povestioară amuzantă, eu de obicei să mă vedeți persoana din meeting-urile din companie sau destul de mari, care la un moment dat îi se deblochează microfonul și vorbește cu pisica și zice că pisica e obraznică pentru că eu sărit pe laptop. Asta pentru că pisica sare pe laptop și cumva reușește să mă scoată de pe mult, să-mi activeze camera și să-mi zice toate treburile mele pe acolo. Așa că dacă se întâmplă ceva ciudat cu camera mea, cu microfonul sau astea lucruri ciudate, e de obicei pisica care mă atacă. Dă mai departe ștafeta, Teo. Ok, o să pasez ștafeta fără ordine în minte, din ordinea camerelor web, de fapt. Ana Maria Samuila. Bună, da, Ana Maria Samuila. Astăzi nu mi s-a întâmplat nimic interesant. Am încercat să mă trezesc de dimineață și până acum am băut deja 3 cafele. La noi, eu sunt în București acum și la noi a venit o furtună super mare și cu multă ploaie și cu mult nor și sunt foarte meteosensibilă și atunci toată ziua am fost așa un fel de om și acum sunt în sfârșit relaxată pentru că s-a deblocat norul. Așa. Despre mine, ce să vă spun, 10 plus ani am lucrat în multinaționale pe customer service și logistică. După care am început să caut o nișă, ceva unde pot să merg next level, să fie și un pic mai creativ. Era un pic cam scorțoasă așa tot mediul respectiv. Și am ajuns să lucrez într-un startup în e-commerce. Ceea ce a fost super interesant, am simțit nevoia de niște cursuri pe e-commerce pentru că nu aveam nimic în spate și acolo am descoperit zona de customer experience din punctul de vedere al unui e-shop. În fine, între timp am făcut un bebe și a venit pandemia, toți s-au suprapus, așa, și am început să citesc despre user experience și user interface designer și să văd ce presupun cele două și dacă pot să fac un merge așa dintre experiența mea acumulată până acum și unde pot să o duc mai departe. Mi s-a părut interesant pentru că par așa creative, dar logice în același timp. E și un pic de planificare, de organizare și atunci acum simt că e momentul să primesc puțin ajutor din partea unor oameni care au un background în domeniu. După cum știți, în România nu sunt prea multe cursuri pe bune, așa, într-o lună de zile, sincer, prefer să citesc acasă o carte și aflu mai multe lucruri. Dar așa am ajuns eu aici și sunt super curioasă să văd exact dacă I have what it takes și dacă mă pot aventura pe mai departe. Eu îmi doresc foarte mult să aflu ce se întâmplă în spatele acestor denumiri care par un pic exotice pe piața noastră. Cam atât despre mine. Mai departe, eu nu vă văd decât pe voi doi și pe voi trei. Nu știu, Ana Maria Nedea, cine este? Are camera oprită.
Gata, se vede. Eu sunt Ana Maria Nedea. Eu am lucrat pe partea de resurse umane și marketing, mai mult pe partea de strategie și atunci, dându-mi seama că nu am chiar abilități de creație, cumva m-am gândit că aș putea să învin marketingul și lipsa abilităților mele cu partea asta de design de aici. Și am niște cunoștințe de bază, dar cu siguranță ca să lucrezi, să faci un portofoliu, trebuie să faci mult mai mult de atât. Și sper că acest curs să mă ajute să fac acest lucru. Iar pe partea așa de o povestioară amuzantă, nu știu, acum fac școala de șoferi și atunci în fiecare zi la mine este o poveste amuzantă în intersecții sau ceva, adică... Este foarte amuzant. Dar Maria, ești din Iași? Nu sunt din Iași, sunt din Galați. Ok. Mă gândeam că da, intersecțiile în Iași oricum sunt super complicate. Deci... Pentru mine oriunde mai duce, cât că ar arăta toate la fel, aș avea aceeași reacție, deci nu e nicio problemă. Mult succes! Mersi. Mulțumesc! Foarte fain! O să predau ștafeta Paulei Rimia. Nu știu dacă mă aude. Paula, ești alături de noi? Dacă nu-și dorește Paula, poate să scrie în chat, în contextul în care nu dorește să-și deschidă microfonul și nici camera. Poate dorește altcineva să se prezinte și să ne lase să-l cunoaștem cât de cât în această seară. Printre atâtea domnișoare, poate auzim și un domn. Ce spui, Petru? Pe tine te-am văzut aici și... Sau poate Florin. Sau Tudor. Am auzit pe cineva? Da, în cazul ăsta, Floaia, o inițiativă. Perfect, super. Salutare, mă numesc Tudor Cojucaru. În prezent sunt student la Facultatea de Electronică, iar în timpul liber sunt freelance în graphic design. Iar ca și poveste amuzantă, nu prea mă simt inspirat în acest departament. M-am înscris la cursul respectiv la prezentarea cursului, pentru a afla cât mai multe despre ce oferă acest curs și chiar sunt curios pentru că vreau să-mi solidific cunoștințele relativ medii, nu pot să spun că tine spre avansat și să vedem ce iese. Super. Păi e bine, Tudor, că și noi am început practic, ai văzut, ca tine, în graphic design, mai mult așa ca pasiune. Da, tocmai de asta m-am simțit în prezentarea voastră. Fain, mulțumim. Numești și pe altcineva? Desigur, o să o numesc pe Iulia Vasile. Da. Aștept să... Așa. Bună, numele meu este Iulia, sunt student în anul 4 la Politehnică la Electronică în București. Ce să zic despre mine? Eu de mică am vrut să fiu arhitect, după care mi-am dat seama că ar fi foarte ușor și simplu pentru mine să mă duc la Politehnică, ceea ce am și făcut. Dar apoi am realizat că este un domeniu destul de... nu știu, riguros, prea riguros pentru mine și așa că m-am alăturat într-o asociație studențească unde am făcut parte din departamentul de PR și am început acolo să lucrăm în Illustrator, să facem tot felul de chestii, cover-uri, vizualuri și așa mai departe și mi-a plăcut super, super mult și acolo am descoperit și UX și UI design și am avut așa câteva tangențe. Și mi-am dat seama că m-aș potrivi cumva aici pentru că ar îmbina și partea mea creativă cât și partea tehnică și mi se pare ceva cu care chiar m-aș potrivi. Iar ceva așa mai funny, nu pot să vă povestesc de astăzi, dar pot să vă zic că my big achievement astăzi a fost că am fost până la Lidl, mi-am cumpărat niște macarons și am fost super entuziasmată.
Super fain. Și acum ai energie, nu? La macarons. Da. Da, cred că am mâncat puțin ca mulți, dar sunt foarte mulțumită. Mai departe o să-i dau ștafeta Roxanei Cazacu. Salutare, eu sunt Roxana, sunt din Iași, lucrez în domeniul economic, într-o multinațională. De ceva vreme am început să cochetez puțin cu gândul ăsta de a face o reconversie pe partea de IT. Nu știu momentan exact ce nișă m-aș plia cel mai bine. Programare, testare mi se par cam rigide și mi se par partea de design. Cumva am lăsat un pic loc pentru creativitate și de asta am zis să văd un pic mai mult ce presupune și de asta am vrut să vă aud astăzi. Legat de ceva mai amuzant, spune Ana Maria că ea se distrează maxim cu școala de șoferi. Momentan eu tot cu asta mă distrez, de ceva, de vreo două săptămâni, nu la fel de mult. Ce spuneai tu, Alexandru, nu e așa, nu e chiar așa mare distracția în intersecții, dar încerc să mă amuz cât pot. Și eu recunosc că încerc să am amintiri plăcute, așa, dar oricum știu că nu e distractiv și eu ieșeam learcă de la cursurile de șofat. Da, da, e bine. E bine așa. Cam atât momentan, mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Pe cine numești? Este că nu văd decât pe cei care deja s-au prezentat, doar puțin. Andreea, Claudia, Împăratu. Bună. 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 Așa. Mă numesc Andreea. Sunt student la SEM, am terminat anul 2, trec anul 3 și am ales facultatea de management. Iar acum că se apropie sfârșitul anului de licență, nu știu ce hotărâre să fac. Dacă să merg mai departe pe master sau ar fi mai ok să fac cursuri de management sau de design, am o înclinație spre tot ce înseamnă creativitate și încă sunt pe gânduri. Ok, sperăm să te convingem la finalul zilei sau să-ți dăm mai multe informații care să te ajute să iei o decizie. Bun, mulțumim, Andreea. Da. O nominalizez pe Ana Tănase? Sau a fost? Nu cred. Nu a fost, nu a fost. Okay. Bună, eu Bună. Sunt Ana, sunt graphic designer și art director. Sunt în domeniu, nu știu, de vreo 10 ani de zile. Am cochetat cu designul de produs câțiva ani de zile. Îmi place foarte mult ceea ce fac. Clar am avut legătură și cu partea asta de UX, UI și vreau să aprofundez partea asta. M-ar interesa niște cursuri foarte bine structurate și sper să găsesc aici. Și noi sperăm. Ok. Next. Nu știu cine a mai rămas. Cine dorește? În regulă, dacă mai dorește cineva, dacă nu, Alex și Teodora pot prelua cuvântul și să ne prezinte mai multe despre curs. Dacă nu mai are nimeni curaj. Noi vă ascultăm. Bun. În regulă atunci. Perfect. Cred că putem începe. Putem intra în pâine, vă rog. Haideți să intrăm cu adevărat în pâine. Noi am pregătit niște slide-uri așa, ca să avem și o parte vizuală, dacă tot suntem la cursul de UI UX, nu? Pe lângă cuvintele pe care vi le spunem să vedem și niște slide-uri. Bun, ne-ați cunoscut și pe noi. Și am zis că, mai concret, am vrea totuși să văd, am auzit și la mulți dintre voi că ați luat un pic tangență cu partea de UI UX, mulți dintre voi ați citit,
mai mult sau mai puțin. Unii dintre voi chiar au și experiență destul de multă ca și graphic designer, ceea ce mă bucur să văd că sunteți, vă manifestați interesul în această direcție. Bun, și atunci, mai concret, UI UX design. Designul, putem să spunem așa că e un domeniu destul de vast de subiecte, nu este numai despre design industrial sau design fashion, interior, astea sunt doar câteva categorii, design grafic. Printre ele face parte și acest design de aplicații web sau mobile și această parte de design a primit denumirea de UI UX design și o să vedem concret și ce înseamnă UI și ce înseamnă UX. Rolul principal al designului este de a rezolva într-un mod vizual o problemă existentă a oamenilor. Asta ar fi de reținut în general când ne gândim la design. Rezolvăm o problemă a oamenilor. De exemplu, oamenii, să spunem că au nevoie de direcții de navigație în timp ce se află în trafic, nu? Și pentru asta există produse precum Google Maps care le rezolvă problema și care au avut un designer unul sau mai mulți în spate. Sau oamenii au nevoie pentru modalitate rapidă și de încredere de a chema un taxi, nevoie care a fost rezolvată de o aplicație precum Uber. Astea sunt câteva exemple unde putem interveni ca designeri. Bun, UI-ul vine de la user interface, adică interfața cu utilizatorul și îl putem defini ca o colecție de pagini și elemente de design în cadrul unei aplicații sau a unui website. Și prin elemente de design mă refer la text, culoare, forme, imagini și așa mai departe, care permit interacțiunea, în final, dintre om și calculator. Ei, nu se poate interfața cu utilizatorul fără să avem în vedere și partea de experiență a utilizatorului, adică user experience. Și acesta este definit, așa cum îi spune și numele, de emoția pe care o persoană o simte când interacționează cu produsul pe care îl are în față. Poate să fie un produs software, dar nu numai, poate să fie și un produs fizic. Bun, și vedem aici că UI cu UX se întrepătrund și împreună, folosindu-ne de ambele, și folosindu-ne de diverse modalități de lucru definite pentru ambele categorii, ca și designer ajungem în final la un produs, un end product. Pentru un alt exemplu, ca să înțelegeți mai bine diferența dintre UI și UX, UX design se focusează mai mult pe unde punem un buton, unde așezăm un buton. Deci poate să fie la acest nivel de detaliu unde așezăm un buton, astfel încât utilizatorul să-l găsească cu ușurință. Ei, și UI design se referă la cum putem să facem butonul acela să arate bine, ca astfel încât să-l atragă pe utilizator, să vrea utilizatorul să dea click pe el. Și am și o povestioară pentru voi. Acum ceva timp, o companie ce produce ketchup, nu bag mâna în foc, nu știu exact dacă era Heinz, dar cred că Heinz, își dorea să crească numărul de vânzări, să ajungă la cât mai mulți consumatori. Pentru acest scop s-a gândit conducerea să schimbe eticheta cu una care să fie mai atrăgătoare pentru oameni. Au angajat un designer, designerul a schimbat eticheta și compania a lansat bucuroasă noua sticlă de ketchup cu un design îmbunătățit. Când s-a uitat din nou la rapoartele de vânzare ale ketchup-ului, conducerea companiei a avut o surpriză. Nu numai că vânzările nu au crescut, dar ele au stagnat la același nivel dinainte, ba chiar scădeau. Ei, de data aceasta, pentru a analiza cauzele rezultatelor acestora, compania a comandat o cercetare mai în amănunt. Și în cadrul cercetării au urmărit un număr de consumatori și au descoperit că
printre altele. Când ketchup-ul era pe terminat, oamenii încercau să scoată, să răzuiască cu un cuțit ce rămânea pe fundul sticlei. Sticla de ketchup fiind construită din sticlă, oamenii nu puteau să o strângă pentru a face ketchup-ul să curgă, așa că apelau la scuturare foarte vioaie a sticlei. Și în general, oamenii se simțeau frustrați și dezavantajați pentru că plăteau o parte din ketchup pe care nu o puteau consuma și trebuiau să o arunce la gunoi. Având aceste lucruri în vedere, compania a schimbat sticla de ketchup și a dat seama că trebuie să schimbe sticla de ketchup. Acum sticla era făcută din plastic și avea un dop mai mare care să permită oamenilor să așeze sticla cu sus în jos, pe dos, când este pe terminate. Astfel încât ketchup-ul să vină aproape de capac. Ei, de bea acum, după aceste schimbări, compania a reușit să crească vânzările la sticlele de ketchup. Și atunci am o întrebare pentru voi. Ce tip de design a fost aplicat în prima parte a poveștii? A fost UI prima oară și apoi UX. De ce UI prima dată? S-au concentrat pe felul în care arată și apoi au luat în calcul și feedback-ul de la consumator. Perfect, foarte bine. Exact, despre asta e vorba. Despre asta este vorba în ceea ce facem noi ca UI UX designer. Și în spate, ca să ne putem face treaba, avem, nu, ca în orice job, un proces pe care trebuie să-l urmăm. Ce facem mai întâi? Păi analizăm problema, pentru că, după cum am spus, rezolvăm probleme prin design și încercăm să înțelegem cât mai bine ce nevoie vrem să acoperim. De multe ori, brief-ul sau descrierea pe care o primim de la client este foarte scurtă. De exemplu, imaginați-vă că noi primim uneori, în cadrul companiei, o descriere care e un Excel în olandeză, eventual. Bun, și atunci, în partea a doua, ar trebui să facem research și aici încercăm să vedem cazul în care există deja o aplicație existentă, asemănătoare, dacă există o aplicație și trebuie să-i facem redesign în cazul clientului nostru. Ce probleme există deja, ce feedback avem deja și putem lua de la utilizatorii curenți. Vedem cum au procedat alte companii în cadrul unor produse asemănătoare. Vedem poate și mai multă inspirație. Ne creăm un mood board cu toată inspirația pe care o găsim. Ei, și după acest pas de cercetare, după ce analizăm toate rezultatele, putem trece în partea de creare, de găsirea soluțiilor. Ei, și pentru asta începem cu schițe, astfel încât, sau desene pe foaie, putem să le spunem, dar nu neapărat. Ideea este să fie desene simple, cât mai simple, pentru a putea valida rapid ideile și de-abia apoi, după ce le validăm, putem crea un prototip, adică un clickable, să mai spune, o asociere de ecrane, care mimează foarte îndeaproape produsul final ca și cum ar fi implementat de developeri. Prototipul acesta îl testăm înainte ca și după ce îl validăm, putem să îl trimitem către developerii noștri cu care lucrăm, pentru că aceștia să scrie codul conform cu specificațiile de design. Bun, cam acesta este procesul. Mi-a plăcut foarte mult în prezentarea voastră că am auzit deja câteva skill-uri pe care le-ați menționat, de care acest rol de UI UX designer are nevoie. Și printre skill-uri se numără skill-uri de comunicare. Trebuie ca designer să comunicăm nevoile pe care le avem de aflarea informațiilor, să ascultăm clientul foarte atent ca să putem să găsim informații, să săpăm. Skill-uri analitice pentru a analiza brief-ul și ceea ce primim
sau ceea ce cercetăm. Skill-uri de visual design. Aici intervine ochiul și cei dintre voi care au deja experiență cu graphic design știu la ce mă refer. Este vorba de cum așezăm formele în pagină, cum folosim culorile, fonturile, astfel încât să fie plăcute vizual. Empatie intră din, oarecum și în parte de skill-uri de comunicare. Dar stă la baza acestui rol. Ca designer este musai să fii empatic cu utilizatorii. Utilizatorii sunt principalul scop pe care îl are designerul. Pentru că un designer, prin ceea ce face, rezolvă problemele utilizatorilor. Nu în ultimul rând, avem nevoie și un pic de înțelegere asupra codului pentru a putea interacționa cu developerii cu ușurință și pentru a putea colabora cu ei, să înțelegem și partea de business și strategie a clienților ca să putem să-i sfătuim și să le fim alături conform cu business-ul pe care aceștia îl au și îl doresc. Și, normal, curiozitate. Și după cum vă spuneam mai devreme, puteți vedea și pe slide-ul acesta că design-ul este un domeniu vast, se aplică pe o mulțime de domenii, printre care, vă spuneam, industrial design, arhitectură, marketing, cu toate acestea, computer science, noi avem în vedere și ne concentrăm la cursul de UI UX din OneSum pe crearea de a unei experiențe plăcute a utilizatorului, mai ales în partea internetului, da? Adică crearea de aplicații și site-uri, design pentru aplicații și site-uri. Dar skill-urile pe care le puteți deprinde de la acest curs se pot aplica în o grămadă de domenii, pentru că, după cum vă spuneam, at the end of the day, cu ceea ce învățați la acest curs, puteți rezolva probleme, indiferent dacă e vorba de aplicații, site-uri sau alte probleme din viața oamenilor. Și ca exemplu, Don Norman dă în cartea lui Design of Everyday Things, un exemplu la care cred că ne putem cu toții raporta, designul unui aragaz cu patru ochi, cu patru ochiuri, scuze. Dacă vă imaginați designul cu patru ochiuri, acestea sunt puse în formă de pătrat și pentru a le aprinde, majoritatea aragazurilor au patru butoane în linie pentru a aprinde ochiurile. Și Don Norman spune foarte bine că din cauza că designul a fost făcut în așa fel încât butoanele pentru fiecare ochi sunt așezate diferit față de cum sunt așezate ochiurile, atunci normal că a fost nevoie ca sub fiecare buton să fie plasată și o iconiță cu ochiul pe care îl reprezintă butonul respectiv. Dar dacă se făcea o altă decizie de design, astfel încât butoanele să fie așezate fix la fel cum sunt așezate ochiurile, toți oamenii ar avea o experiență mult mai ușoară, mai intuitivă de a folosi aragazul. Acesta e un exemplu de cum designul poate îmbunătăți sau face mai grea viața oamenilor în zi cu zi. Bun. Spunea tot așa cineva dintre voi că am menționat de parte de joburi și chiar mi-a venit în minte că avem slide-ul acesta pregătit, partea de joburi pe partea de UI UX design. Slide-ul acesta este o estimare de la NN Group. În principiu, este o estimare începând cu, normal, cu anul 2020.
La începutul anilor 90 a început să, Don Norman a definit termenul de user experience și au început să apară aceste roluri de UI UX designer și a început să crească și cererea pentru numărul de profesioniști în UI UX va crește ca este mare exponențial în lume. Deja vedem chiar și pe piața din Iași o cerere din ce în ce mai mare de designeri. Vă pot da și exemplu din cadrul companiei noastre. Acum 6 ani în Centric Iași, în Centric România, era angajat doar un singur designer, iar acum, anul acesta, am ajuns la 20 de designeri. Deci, un exemplu de cum crește exponențial nevoia de designeri. Bun, noi în cadrul acestui curs nu acoperim doar UI sau doar UX. Noi spunem că deoarece ne focusăm, da, după cum vă spuneam, ne concentrăm pe design de aplicații și site-uri, una fără cealaltă nu se poate. Și atunci, prin tot cursul este gândit astfel încât să trecem prin tot procesul, inițial de UX, după cum vă spuneam, analizăm problema, facem o cercetare, după care cu datele pe care le găsim, din partea de UX, mergem cumva spre partea de UI și începem să construim schițe împreună, UI, prototip, folosindu-ne de tool-uri precum Figma sau Adobe XD. Nu o să intru prea mult în partea de tool-uri, că nu asta este important acum. Ceea ce este important, ok, ajungem și la prototip și după care, tot pe parcursul cursului, ne întoarcem, avem tot în vedere tot procesul de UX design și ajungem să facem testare, adică din nou să avem la final, în rol principal, utilizatorul. Să vedem dacă ceea ce am construit împreună în cadrul cursului este bun pentru utilizatorul final. Bun. Și cursul este structurat pe timp de 16 săptămâni. La fiecare ședință trecem printr-un anumit subiect și trecem astfel încât într-o ordine logică și după fiecare subiect pe care îl discutăm la curs avem și teme astfel încât voi, cursanții, să puteți să exersați imediat cunoștințele pe care le dobândiți la curs. Și prin intermediul acestora să vă construiți în final, având în vedere toate temele prin care treceți pe parcursul cursului, să ajungeți în final, fără alt mare efort, să aveți în portofoliu două sau trei proiecte cu care vă puteți deja prezenta munca voastră. Aud pe cineva? Este o întrebare? Ok. Bun, s-ar putea să-mi spuneți, ok, Alex, foarte fain, cursul, trecem prin tot procesul, dar de unde, la ce ne putem aștepta la finalul cursului? Pentru că s-ar putea să-mi spuneți, ok, intervievatorii cer experiență. În momentul în care te prezinți la un interviu, se cere experiență. Noi încercăm să acoperim partea aceasta tocmai prin intermediul portofoliului pe care fiecare dintre voi îl construiește individual pe parcursul cursului. Deci la final veți avea ceva concret, palpabil, de care să fiți mândri și pe care puteți să prezentați în cadrul interviurilor. Deci un punct de start. Aud pe cineva? Este o întrebare? Florin? Nu, ok. Bun.
Mai concret, cursul nostru se pașe prin care vom trece. Avem în vedere și partea de branding și identitate a produselor. Aici vom acoperi partea de research, vom lucra la logo design, vom vedea cum putem să facem logo design și cum puteți prezenta într-o manieră plăcută designurile la care lucrați. Da? Vom vedea cum puteți face mock-up-uri de acest gen. În al doilea rând, avem în vedere și ce urmează după curs. Mai mult ca sigur urmează colaborare cu developeri, fie că urmați un drum într-o multinațională sau într-o agenție sau caliber profesioniști. Mai mult ca sigur veți avea de colaborat și cu developeri și atunci avem în vedere lucrul acesta și facem și o mică introducere în HTML și CSS, să nu vă speriați de partea aceasta. Noi vrem să o acoperim tocmai ca să aveți idee ulterior cum să puteți comunica și colabora cu developerii. Veți afla principii generale de UI UX, principii pe care orice designer ar trebui să le cunoască și să le aplice în munca lui și rolul unui UI UX designer. Din parte de user experience, începem procesul cu cercetare, user experience research, și aici intră mai multe posibilități prin care putem să facem cercetare, să analizăm competitorii și vom acoperi toate aceste procese ori prin diferite workshop-uri pe care le facem împreună. Analiza competitorilor, crearea de persona-uri, de journey-uri, aventuri ale clientului. Ne imaginăm cum trece clientul prin aplicație și ceea ce simte acesta și unde putem să îmbunătățim experiența, astfel încât să știm unde trebuie să intervenim ca să rezolvăm probleme. Avem în vedere și pentru a ne ajuta mai departe în proces, după ce facem parte de cercetare, crearea de schițe, sitemaps, information architecture, acestea ne vor ajuta să definim clar ceea ce avem de făcut. Acesta e un exemplu de diagramă pe care o veți avea de construit. Și după ce este totul clar, vom lucra la partea de schițe, wireframes, visual design și prototipare și normal că contează foarte mult și încercăm să punem accent în curs și pe partea de colaborare. Colaborare între designeri, ne folosim pe parcursul cursului după. Poate știți deja, dar cursul nostru încercăm să-l focusăm mai mult pe partea practică, după cum spunea și Alexandra, să facem exerciții după fiecare informație pe care o primiți în cadrul fiecărui curs, facem exerciții astfel încât să se sedimenteze cât mai bine informația. Și ca să vedeți concret, să știți la ce să vă așteptați, în partea de UI, cam acesta este procesul. Da? Începeți fiecare dintre voi cu schițe de bază, care reprezintă cumva cum ar arăta un ecran, cum sunt așezate elementele în mare. După care
ecranul începe să prindă conturi prin iconițe, culori și alte elemente. Ca în final să ajungem la partea de prototip, în care, după cum vă spuneam, putem da click ca să navigăm prin diferite design-uri, ecrane, prin tot flow-ul. Bun. Acum cred că o să-i dau cuvântul Teodorei. Ok, să opresc și prezentarea? Da. Vrei tu? Ok, perfect. Observă? Da. Bun, dacă vedeți că îmi schimb privirea într-o parte, v-am pe voi, toate camerele au fost frumos ca să vă văd când vorbiți cu mine și într-o parte în prezentarea. O să avem un mic exercițiu de intuiție. O să vă prezentăm câte două screen-uri de mobile și o să vreau să ziceți care credeți că e cel ok și de ce. Acesta este primul screen. Poate oricine să zică ce consideră. Dacă aveți idee, doar interveniți direct. Păi eu aș zice că este cel din dreapta, că e mai clar, mai, nu știu, ușor de înțeles pentru orice persoană. Poate are și o problemă de vedere și atunci trebuie să fie și puțin mai mare. De acord. Care este scopul? Poți să repeți? Cred că depinde care este scopul. Dacă este vorba de o listă de melodii, atunci cea din stânga, dacă, nu știu, sunt niște articole, atunci cea din dreapta. Ok, foarte bun punct de vedere. Altcineva? Mai vrea adică ceva? Pe Spotify sau în alte aplicații am văzut, am întâlnit des ecranul din stânga. Dar nu zic că e vreunul corect, ci depinde foarte mult de care este scopul. Așa e. Informația expusă. Designul, într-adevăr, este și subiectiv. Foarte bine ați surprins partea aceasta. Mai gândesc la partea de culori, că partea dreaptă se vede clar, sunt patru categorii, în stânga cam fug ochii, trebuie să te uiți de două ori care sunt categoriile. E mult mai vizual, e mult mai ok, cel din dreapta, punctul meu de vedere. Bun. Hai să vedem. Aici era cel din dreapta, cu ce ați menționat voi anterior, plus încă un mic lucru. Faptul că vorbim despre un ecran de mobile. S-ar putea să fie ecran destul de mici de mobile, persoane cu degetul foarte mare. Asta înseamnă că ar trebui să aibă o zonă destul de mare ca să le permită să facă, să apese pe ecran și să nu se ducă pe un cont pe care nu ar fi vrut. De asta și să fie mai mari, în regulă aici, sunt mai risite, sunt mai clare, le oferă mai multă claritate și overview oamenilor la ce se întâmplă în pagină. Aici este destul de greu să apeși pe un singur lucru. Dar cum ai zis și tu, la anumite articole poate ar merge în funcție de necesitate să fie mai mult pe pagină decât pe altă. O să vedem cum se poate face asta în decursul cursului. Și este foarte mult text. Și textul, dacă observi, a fost micșorat astfel încât să încapă în chinarele pe care le-am pus, în loc să fie chinarele adaptate pentru că scris ar trebui să fie, de fapt. Și aici ai un overview foarte clar, titlu, să zicem, și o scurtă descriere. Aici sunt oarecum combinate și nu se observă care este titlu, care este descriere. Asta trecem la următorul. Vreo idee? Vreți să vă dau un hint? Personal aș merge pe cea din stânga, deoarece este mult mai simetrică. Cea din dreapta este foarte nebalansată,
deoarece sunt tot felul de palete de culori la iconițe, iar în ceea ce privește textul, n-au nicio relevanță. Okay. Mm-hmm. Și asta e drept? Mm-hmm. Văd și ceva scris în germană, în partea dreapta. Mm-hmm. Bun. Hai să vedem despre ce vorba. Într-adevăr, cel din stânga este situația cea mai ok. Păstrează o anumită consistență între obiectele respective. Și cum ați zis și voi, avem un text în germană, avem un text în engleză. Ar putea să fie totuși un caz în care în practic s-ar întâmpla asta, dar cum scrie și aici ar fi un scenariu negativ. Ar fi de preferat să fie evitat. Trebuie să păstrăm o anumită consistență, să fie totul foarte clean și, cum am zis, să aibă o anumită simetrie. Totuși, ca designer, veți fi puși destul de des în fața acestui fapt, de a fi atenți la cazurile acestea extreme care apar. Deci de asta și în dreapta cumva e bine că designerul cumva s-a gândit, ok, poate să apară un text în germană. Poate în germană e mult mai lung față de cât de cum e în engleză. Uh-huh. Și atunci trebuie să ai asta în vedere ca să știi cum să contracarezi sau cum să rezolvi acea situație într-un mod plăcut. În cazul acesta. Să vedem cine găsește. Eu aș zice că cel din dreapta, având în vedere că pare mai friendly, așa, prin ceea ce e scris acolo. Perfect. Este răspunsul pe care îl căutam. Este mai friendly. Sună mai personal. Uh-huh. Vrei să-l faci pe userul tău foarte confortabil când folosește aplicația ta. Și de asemenea, putem să ne uităm și la titlu. Welcome, mult mai primitor într-o aplicație decât Initialization. Uh-huh. Mai vrea cineva zică ceva? Eu aș mai completa că tot așa intră în atribuțiile unui designer și partea aceasta de copywriting se numește. Un designer poate sfătui clientul cum să fie adresarea produsului către utilizatorii finali, astfel încât el să fie perceput ca prietenos și totuși potrivit pentru nevoile lor. Tot în zona asta să fie foarte important la limbaj, ca și designer, să nu folosim niciodată jargonuri tehnice. Foarte mulți users ar putea să nu înțeleagă. De exemplu, nu știu, ca și designer o să creezi wireframes, care pur și simplu o să fie niște schițe. Nu o să vrei să folosești termenul wireframes când vorbești cu o persoană care nu e designer, pentru că s-ar putea să fie confusing pentru ea. Așa că vrei să folosești un limbaj cât mai accesibil pentru toată lumea, care să fie ușor de înțeles. Următorul slide. Asta e mai simplu. Cine e curajos? De obicei, oamenii sunt obișnuiți cu partea, dacă este ceva negativ, e cu roșu. Și atunci cred că aș merge pe partea dreaptă, care este ticked, cel cu verde, și este cross, cel cu roșu. Este doar vizual. Acum, ce spun imaginile acelea și pentru ce sunt ele bune sau rele, e altceva. Dar cred că omul ar alege pe partea de culori în cazul acesta. Este ușor să alegi verde când e ceva de bine și trebuie să îți dai acordul și să cross cu roșu. De acord. Asta e explicația. Fiecare culoare o să aibă o simbolistică, o să vedem și în curs. O să trebuiască să avem foarte mare grijă la ce culoare alegem atunci când facem un design. Cum ai zis și tu, roșu duce de foarte multe ori cu gândul la pericol. Semnele de stop sunt roșii. Deci, de aceea oamenii sunt foarte obișnuiți să vadă X-ul cu roșu. Verde ar fi o culoare pozitivă. Mereu când confirm ceva sau se întâmplă ceva pozitiv, o să fie ceva cu verde.
Lucrurile care sunt informative o să fie cu albastru și cele cu galben de obicei o să fie warning-uri. Astea pot să ne gândim și la natură. Albinele și nu mai știu ce animale au culorile astea galben și negru, tocmai ca să simbolizeze prădătorii. Sunt un fel de warning-uri că ele sunt animale otrăvitoare, deși ele nu sunt, dar au culorile alea vibrat tocmai ca să zică că stop, there's something, a warning there. Rolul vâselele săi să atragem atenția, mereu e important ce culori folosim și trebuie să avem grijă ca simbolurile noastre să fie în concordanță cu viitoarele culori pe care noi o să-i folosim ca să fim siguri că transmitem ceea ce trebuie transmis. Să nu confundăm vâselele. Următorul slide, ce credeți că e ok aici, ce n-ar fi ok pe, în acest screen? Cred că partea de asta nu încape ceea ce vrea utilizatorul și atunci e exact dacă mai urmează ceva sau nu știu. Să fie simetric, să încapă pe acea pagină. Alte lucruri pe care considerați că nu sunt ok la screen? Din nou, luați în considerare faptul că este pentru un telefon mobil, nu este pentru un desktop. Un site web sau aplicație pentru PC. Ok, atunci headline-ul trebuie să fie mai mare și să fie cu bold evidențiat, să faci diferența dintre headline și body copy. Nu știu, poate categoriile să le distanțezi un pic între ele. Foarte bine. Primul lucru, titlul este foarte lung. Vrem să avem titluri cât mai scurte și cât mai sugestive pentru ceea ce vrem. Și cum ați simțit și voi, ar fi trebuit oarecum altfel grupate, structurate, mai apropiate. Și ceea ce am menționat eu este pentru un telefon mobil. Suntem obișnuiți să vedem un fel de headline și o descriere sub el pe desktop, pentru că avem o grămadă de spațiu pe desktop să arătăm lucrurile astea. Dar pe mobile, de obicei, nu o să vrem să stăm să dăm scroll 10 ani ca să ajungem la ultimul articol. Așa că se practică o grupare de tipul ăsta și atunci când apeși pe ea, abia apoi să vezi toate detaliile, nu să vezi toate în aceeași imagine. Și cum am zis, aici deja avem super bine evidența care este titlul, o scurtă descriere și după pentru informații suplimentare apăsăm și vedem toate detaliile. Întrebări la screen-ul ăsta? Nu. Ok, atunci o să continui. Și aici, presupun. Ultimul. Fi se pază în regulă? Cred că am întrerupt pe cineva. Cea din stânga, deoarece poți vedea ce vrei să cerci. Și în asta poți să vezi. Diferența că aici apeși pe un buton că vrei să-l ștergi, apeși pe chenar, pe checkbox, și aici apeși pe butonul de delete și abia apoi vezi asta. Tu deja ai selectat alea din screen-ul ăsta. Cred că e un pas în plus. Se repetă. I want to delete și după aia dai din nou delete. Practic, cele două mesaje cam spun același lucru și poți fi confuz. Bine, de obicei dai prima dată pe căsuță și faci un tic și după aia dai pe cel mare, dar cumva mi se pare același mesaj pe care îl faci de două ori, o acțiune pe care o faci de două ori. Și aici mai faci o acțiune de două ori? Că apeși odată pe delete și apoi apeși odată pe da? Da, dar acolo îți dai practica, înțelegi faptul că vrei să ștergi și ești sigur că vrei să scapi de ele. Adică nu este
fix același lucru. Cred că percepția e diferită. Pentru că te atenționează în caz că poate i-a apăsat din greșeală sau nu ești conștient că acele documente vor dispărea permanent, ești avertizat și cred că te ajută. Okay. This was a trick question. Amândouă sunt ok. Ce zici tu e o chestie de percepție. Tu trebuie să-ți dai acordul că citești lucrurile alea și faptul că ești informat că urmează să ți le ștergi. Pentru utilizatorii mai experimentați, asta o să meargă destul de bine, pentru că știu că bifează aici să șterg, asta e confirmarea pe care o primești, ar fi echivalentul cu pop-up-ul ăsta. Diferența e că aici poți să pui un text mai lung să zici că permanently delete, are you sure about this? Dar ca și nivel conceptual e același lucru. Rogi utilizatorul să ofere o confirmare suplimentară că vrea să facă acțiunea respectivă, pentru că este destul de important. Pentru că este destructivă. Eu tot văd oarecum pas dublat în partea stângă. Adică pentru mine era suficient doar butonul de delete, cel roșu, nu mai trebuia să dau o dată confirmare. No, nu știu. Cum am zis, dacă lucrezi pentru, de exemplu, aplicații într-o companie, când ștergi, s-ar putea să ștergi date foarte importante. Și, nu știu, din oboseală sau ceva, să fie apăsat ceva, să vezi mesajul, să-ți dai seama, opa, stai că poate ar trebui să mai verific o dată că le ștergi permanent, s-ar putea să stric ceva. Uite, de exemplu, aplicațiile din primărie. Dacă au șters date despre o persoană, e foarte nasol. Asta înseamnă că tu trebuie să previi pe cât poți să întâmple erorile astea umane. Am înțeles. E bine, în general, să cerem o confirmare când e vorba de acțiuni destructive. Chiar dacă pare dublu, e vorba aia de better safe than sorry. Da. Așa e. Sau aici mai putem face un lucru, scuze-te-o, cred că voi să treci mai departe. Dacă știți ceea ce fac cei de la Google, de la Gmail, în momentul în care trimiți un e-mail, după ce l-ai trimis, se afișează o informație cum că mailul tău a fost trimis și ai acolo un butonel de undo. Asta este un alt mod prin care poți, ca designerul a ales să prevină ceva ce poate utilizatorul nu a vrut să facă. Deci preț de câteva secunde, chiar dacă a făcut o acțiune, acțiunea de a trimite e-mail-ul, utilizatorul poate să spună că vrea să retragă mail-ul respectiv. Dacă și-a adus aminte că n-a scris mesajul corect sau poate să mai adauge ceva. Mai sunt întrebări? Sau poți să continui? Tot în timpul cursului o să discutăm despre usability and user testing. O să discutăm despre heuristic analysis. Asta înseamnă că o să vedem ce nu merge bine la usability-ul site-ului nostru. Și heuristicul nostru pot să vă dau exemplu. Faptul că site-ul nostru este memorabil. Dacă userul nostru face o acțiune care vine pe site, este capabil să facă acțiunea aia fără efort. Dacă prevenim erorile utilizatorului pe cât de mult putem. Sunt câteva euristici. O să vorbim și despre partea de accessibility un pic. Cum facem ca site-ul nostru să fie accesibil și utilizabil de utilizatori care s-ar putea să aibă probleme de vedere, să aibă un membru lips, să nu audă. Pentru că, de exemplu, dacă noi dăm content video și persoana nu aude, ar fi ok să fie însoțit de content text. O să vorbim despre user testing. Partea aia când noi avem ceva implementat, ne întoarcem la user, discutăm cu userul dacă e ok. De exemplu, refacem un modul pe un site. Știm că utilizatorii completau login-ul, sign-up-ul în 2 minute. Acum, după ce am făcut redesign-ul, termin într-un minut. Asta înseamnă că site-ul nostru a reușit. Și putem să zicem lucrul ăsta pentru că am făcut user testing la final. Și o să vorbim de partea de analytics. De exemplu, Google Analytics, tot felul de statistici care o să ne ajute în procesul de design. O să vorbim despre fundamentele design thinking-ului și putem să observăm din slide că sunt parte în 3, o să le prezint foarte scurt la nivel conceptual. Partea de empathize, în care o să ne cunoaștem utilizatorul, ce face, ce gândește, ce simte,
cum reacționează el în anumite momente, astfel că să putem să aflăm care este de fapt problema utilizatorului nostru, să empatizăm cu ea. După următoarea parte din înțelegere o să fie definirea problemei respective. Tot ce știm de la primul pas o să-l folosim să definim problema, ca să poată fi înțeleasă de toată lumea. În partea de explorare o să căutăm soluții creative la problema pe care noi am găsit-o și am anunțat-o anterior. Deci căutăm soluții. După o să facem un prototip ca să vedem, să avem ceva palpabil care utilizatorul să interacționeze. După ce am terminat prototipul, o să mergem la partea de user testing pe care am menționat-o și anterior. Verificăm dacă utilizatorii pe care noi care noi am empatizat la primul pas prin intermediul surveys sau chestionare simt când le-am rezolvat problema și dacă nu le-am rezolvat problema, ne întoarcem la partea de prototip și vedem, a fost soluția noastră una proastă și trebuie să căutăm o altă soluție sau nu am înțeles din start prima problemă și atunci ne întoarcem la primul pas și reluăm procesul. Și ultima parte, dacă testarea noastră a fost succes, o să ajungem la partea de implementare. Aici este și o imagine sugestivă. Este un camion care a fost blocat sub un pod și aici oamenii se gândeau cum să rezolve problema asta. Mulți oameni s-au gândit să taie camionul, unii oameni s-au gândit să taie podul și e foarte ciudat pentru că ar fi blocat traficul. După ar fi trebuit să reconstruiască podul. Și un copil cu design thinking i-a întrebat că de ce nu dezumflu pur și simplu roțile de la camion ca să poată să-l împingă mai departe. O secundă, am o să fie. O să discutăm despre sprinturile de design. O să ne axăm în principal pe cele de 5 zile, în care în ziua de luni o să discutăm despre problema pe care noi urmează să o abordăm. O să căutăm user în mod foarte rapid și o să facem un pic de research. În a doua zi facem research pe problema enunțată aici, căutăm soluții, idei. Aici nicio soluție nu este prostească, nicio soluție nu este mai bună decât cealaltă. Pur și simplu vrem cât mai multe soluții și idei care să ne rezolve problema. Abia în a treia zi, miercurea, o să discutăm despre ce soluții alegem, o să votăm câteva soluții și atunci o să creăm storyboard-uri, tot felul de schițe sugestive pentru soluția pe care noi vrem să o abordăm. Joia deja o să începem să creăm chestiile palpabile, o să facem prototipuri și vinerea o să le evaluăm în termeni de utilizatorul și asta reprezintă un sprint de design. Să nu credeți că o să stăm așa de luni până vineri propoziți, o să încercăm să mapăm acest design sprint în cadrul unuia dintre cursurile noastre, astfel încât să înțelegeți cum s-ar putea face acesta și cum ați putea voi ca designeri ulterior să facilitați un astfel de o astfel de metodologie, să-i spunem, de a rezolva. O să avem un mini design sprint în timpul unui curs, mai pe scurt. Și cum a zis și Alex, o să învățați și cum să facilitați un astfel de sprint și de ce o să aveți nevoie. O să discutăm despre munca ca UIX expert, despre post-jobs possibilities, despre roluri, despre munca în freelance. O să vă dăm tips and tricks și cum să vă căutați joburi de freelance dacă o să fiți interesați de domeniul ăsta. De asemenea, noi pe parcursul cursului o să lucrăm la diferite aplicații mobile și desktop, astfel încât să vă construiți un portofoliu destul de consistent. Un portofoliu consistent. O să treceți cu cel puțin una dintre aplicații prin tot procesul, cap-coadă, DX, cu research, personas și toate celelalte lucruri de care o să aveți nevoie, ca să arătați că aveți knowledge-ul necesar de UX. Și întrebarea dacă sunteți gata de un nou exercițiu de design. Aici noi ne-am gândit la un exercițiu ca să vă dăm așa un gust despre ce înseamnă practic un curs cu noi. După cum vă spuneam, punem accent și pe partea practică și ne gândeam să vedeți cam cum ar arăta și un exercițiu făcut cu noi împreună la cursuri. Dar i-aș pune o întrebare Alexandrei dacă avem timp pentru asta sau putem să considerăm acest exercițiu pentru invitații noștri, eventual să-l facă ulterior și să ne trimită rezultate, poate online?
Și acum să ne focusăm poate pe timpul pe care îl avem pe întrebări? Poate, depinde și cât durează. Noi am preconizat cumva până la 1:30 evenimentul nostru. Dacă nu durează mai mult de atât, se poate. Nu știu cum doriți și voi. Atunci o să facem și exerciții. Nu cred că o să dureze până la 8:30. Totuși, văd că este 8:50. Putem să vă povestim despre ce e exercițiu? Da, mai bine și... așa. Cred că mai bine așa și... Exact, exact. Atunci exercițiul pe care noi vi l-am propus e să mergeți pe site-ul de la Farmacia Tei, pe site-ul de comenzi, să încercați să cumpărați vitamina C. Nu doar să adăugați în coș, să cumpărați. Să încercați să bine, fără să puneți detaliile de card, da? Dar efectiv să intrați, să vă comportați ca un utilizator care vrea să cumpere vitamina C. Scuze-te. Continuă, te rog. Vă puteți nota toate problemele pe care le observați, le întâmpinați voi ca utilizatori și ulterior să vă gândiți la cum ați rezolva aceste probleme voi acum și să faceți un desen pe foaie, o schiță de sau poate mai multe pentru cum ați rezolva problemele pe care le-ați întâmpinat și noi le așteptăm cu drag eventual online. Ne găsiți pe Facebook, foarte simplu, Alexandru Popescu, Teodora Călărașu și ne puteți trimite soluțiile voastre. Ce vreau să menționez e că o să punem destul de mult accent și în timpul cursului pe lucru în echipă, pentru că dacă o să vreți în continuare să aveți un job în UX, o să punem foarte mult accent pe colaborare. Deși pe unele proiecte o să fie un singur designer, asta nu înseamnă că nu o să colaborați în interiorul firmei cu alți designeri și să vă ajutați să licitați. Și colaborarea este foarte importantă. Și în interiorul proiectului, chiar dacă sunteți sigur de nou menționez, o să aveți de colaborat cu developerii, de exemplu, cu stakeholder, product owner, manager. Așa că colaborarea o să fie foarte importantă. Bun, mică recapitulare, intrați pe Farmacia Tei, încercați să cumpărați vitamina C, să apăsați buy ca să nu trebuie să treceți detaliile cardului, să vă notați ce probleme ați găsit, soluții la care v-ați gândit, eventual schițe rapide la soluții la care v-ați gândit și puteți să ne trimiteți pe Facebook. Și în ultimele părți o să discutăm despre cum să construiți un portofoliu și cum să construiești un portofoliu foarte bine bazat cu aplicațiile pe care noi deja le-am dat ca și teme și la care o să lucrăm pe parcursul cursului. O să avem, când o să fie temele respective, putem să le discutăm la cursul următor, dacă aveți întrebări sau... Dar oricum o să avem destul de multe cursuri în care să discutăm lucrurile astea. O să avem și sesiuni de workshop în care o să colaborăm toți. De exemplu, o să avem sticky notes. În cazul nostru, probabil o să lucrăm online pe Miro, dar o să existe sticky notes și acolo. O să avem buline ca să votăm idei. O să avem prima parte, de exemplu, de empatiza cu userul. Vedeți și în imagine, avem ce pași urmează userul, ce face el de fapt, ceea ce se gândește și ceea ce simte utilizatorul nostru. Cum am zis, e partea aia de empatizare, să înțelegem cine este userul, ce probleme are, ca să știm ce probleme să rezolvăm. Aici deja încercăm să găsim soluții, trecem printr-un proces mai amplu. Aici putem să observăm că sunt foarte multe schimbări, toată lumea are o opinie, toată lumea votează, toată lumea o să influențeze rezultatul final. De exemplu, as a heads up here, o să discutăm despre pain points, ceea ce ne deranjează la aplicație, cum o să, dacă o să faceți exercițiu, o să fie ceea ce întâlniți și pe la Farmacia Tei, acele lucruri deranjante. O să ne alegem o altă aplicație și o să vorbim și despre părțile ei pozitive, ca să nu există doar părți negative. O să realizăm storyboards, care sunt niște tool-uri care tot așa ne ajută să empatizăm cu utilizatorul. Sunt inspirate din cinematografii, o să fie chinărași desenate. Nu trebuie să vă faceți griji, nu trebuie să aveți cel mai mult talent la desen, stickman suffice, mindeți.
O să facem wireframes, wireflows, dacă observați schiții la site-uri, o să vedeți și niște linuțe aici ca să arătăm exact cum trecem de la un screen la altul. O să facem mock-up-uri și prototipuri la aplicațiile noastre, astfel că să puteți interacționa, să aveți un proces complet. Scuze. Și aici este un exemplu de aplicație care a fost făcută în timpul cursului la lansăm anterior, una din aplicații pe care o să aveți și voi cea de gătit. Și putem să observăm aici că avem și niște link-uri la prototipurile tot așa realizate de la cursurile anterioare. Foști cursanți, da. De exemplu, aici este o aplicație medicală în care putem să selectăm dacă suntem un doctor sau un pacient. Ne logăm în aplicație. Avem un profil personal. Avem o pagină de setări în care putem să luăm diferite decizii, dacă vrem notificări, nu vrem notificări, ce se întâmplă cu contul. Parte de e-mail în care putem să scriem un e-mail, să ștergem e-mail-uri, să căutăm e-mail-uri. Și să ne verificăm, de exemplu, appointment-urile sau dacă suntem un pacient, să ne creăm un cont, să ne vedem, de exemplu, istoricul medical și ce probleme am avut, detaliile respective. Și avem o mică povestioară aici. După cum ați văzut, prototipul aduce foarte mult a aplicației care e gata implementată. Noi chiar am și pățit ca unul dintre clienții noștri, când au văzut un astfel de prototip, să ne întrebe, ok, gata, unde semnez? Foarte fain, îmi place, perfect, mulțumesc frumos. Și noi i-am spus, stai așa, că ăsta e doar un prototip, mai trebuie făcută și partea de implementare, de scris cod. Da, dar așa, practic, o să ajungeți și voi la final, să creați astfel de prototipuri care pot convinge pe oricine că aveți o aplicație care doar așteaptă să fie implementată. Păi și aici avem un exemplu de un portofoliu de la o consultanță anterioară. Puteți să observați și mock-up-urile care arată foarte bine toată prezentarea, screen-urile din aplicația respectivă, un pic de insight, persona, despre care o să învățăm cum să fac, la ce ne ajută, why are they useful in general. User journey, tot un tool, o să învățăm ce, why we do this. Sitemap, ca să vedem exact care este structura site-ului, să avem un overview clar cum lumea să arate site-ul nostru și anumite acțiuni pe care utilizatorul poate să le facă, depinde să de ce facem. Storyboard-uri, pe care vi l-am menționat și anterior. Aceste mici desene, nu trebuie neapărat să aveți skill-uri de desen, nu o menționez. Tot felul de sketches, wireframes, care o să arate cum o să fie aplicația noastră, de fapt. Ca un insight, asta o să ne trebuiască, pentru că nu vrem să stăm să implementăm tot design-ul ca să aflăm că ceva ne lipsește, ceva nu e ok și trebuie să se reluăm de la zero. Asta se realizează în etapa de ideation, ca să avem ceva rapid care putem să-l validăm. Partea de branding, cromatică, deci s-au ales anumite culori, cum a zis și au ales galben pentru că reprezintă fericire, claritate, căldură. Elemente de tipografie, UI kit, o să vă învățăm și cum să realizați un UI kit dacă o să aveți nevoie, când vă învățăm să faceți componente în Figma. Componente astfel încât să puteți să le puteți refolosi cu mare ușurință și să creați ecrane cu elemente pe care le creați o singură dată și după aia le puteți refolosi. Despre moodboards, care să vă oferi inspirație atunci când vă apucați de UI și designul protezist la aplicație, screen-ul de respectiv. Din nou menționez, este o aplicație și un portofoliu care a fost făcut în timpul cursului de la Wansum. Ce competențe o să aveți voi la terminarea cursului? O să fiți capabili să creați designuri pentru produse și pentru aplicații de la zero. Cum am zis, o să trecem prin tot procesul de la UX, de la interviuri cu utilizatorii până la ultima parte în care o să testăm din nou aplicația cu utilizatorii. O să puteți să vă gândiți la brand și la identitatea produsului, să-l construiți.
O să fiți capabil să faceți user research, market research, ca să fie sigur că produsul pe care voi urmează să-l implementați are loc pe piață și unde s-ar situa în piață. O să putem să creăm o structură clară și funcțională a produsului pe care noi vrem să-l implementăm. O să fiți capabil să realizați prototipuri clickable pentru produs, astfel încât să simulați un produsul final, fără cod, evident. O să puteți să creați interfețe web pentru aplicații de desktop, dar și de mobile. Să testați produsul pe care vă realizați și să aduceți implementări asupra lui. O să aveți un portofoliu valid care să arate toată munca pe care ați trecut. Cum am zis, o să fie destul de consistent. Și o să puteți să fiți independenți, să vă comportați ca un UX consultant pe market. De cei mai multe ori, noi trebuie să fim consultanți pentru manager sau pentru alt lucru. Trebuie să fim acolo, să fim cu expertiza. Și aici este o mică glumiță. Să fii designer nu este deloc stressful. Marc, 22 de ani. Dacă aveți întrebări. Eu aș avea o întrebare, nu știu dacă e neapărat pentru voi, dar pentru că sunt atât de multe probleme la diferite aplicații sau site-uri, chiar și la Farmacia Tei, dar totuși de ce aceste aplicații sau aceste site-uri ajung pe piață la utilizatori dacă ele au probleme? Adică, cum ai spus și tu, există testare și așa mai departe și totuși ele ajung într-o manieră nepregătită pentru utilizator ca să-i facă viața mai ușoară. De ce? Aici sunt mai multe zone care să le urmărim. Prima ar fi că probabil foarte multe nu au avut designer la mijloc. Sunt developer care consideră că dacă știu să scrie cod, consideră că știu să fac și designul de la aplicații, care nu este cazul când vedem și multe aplicații. Rolurile trebuie să fie foarte bine definite, iar UX-ul, cum ați văzut, este kind of nou, din 1990 au apărut primele baze, așa că nu chiar toate companiile investesc într-un designer. Acum au început să crească foarte mult. Dar Farmacia Tei nu știu cât a avut un designer la mijloc și se poate observa din anumite perspective. Al doilea lucru s-ar putea să fie bugetul. S-au luat niște decizii pe design cu mențiunea că, ok, o să le îmbunătățim în viitor, dar nu a existat niciodată bugetul, de exemplu, să fie îmbunătățite, așteaptă timpul potrivit ca să modifice lucrurile alea, sau, în al treilea loc, au avut un designer, dar nu s-a descurcat foarte bine la partea de UX. Poate au făcut doar interfața fără să ia în considerare utilizatorul. Înainte, scuze, Ana Maria, ți-am răspuns la întrebare. Da, mulțumesc frumos. Da, întrebarea cumva era retorică, dar chiar apreciez răspunsurile și da, într-adevăr. Sunt multe posibilități în spate. Da. Da. Mulțumesc frumos. Cu drag. Da. Dacă se poate, din câte am înțeles, designerul nu scrie și codul. Adică vizualizează, face conceptul, desenează și mai departe de crearea codului se ocupă de developer. Dar cei doi lucrează împreună, pentru că altfel dacă nu comunică, produsul nu iese ce trebuie. Exact. Okay. Și la cursului vom dobândi și acele cunoștințe minime necesare pentru a vorbi în aceeași developer. Exact. Ok. Și încă una, dacă se mai poate. Am văzut că în vest, în America în special, ce UX și UI sunt două joburi complet diferite. Adică sunt două persoane care fac joburile astea. La noi, pe piața din România, am văzut că, într-adevăr, sunt mărgiuite, adică, cumva, aceeași persoană face și una și alta, sau e
un produs de sine stătător. În viitor, probabil că se vor desprinde cu cât va crește cererea pe piață? Foarte bune toate cele trei întrebări, Ana. Aș zice să le luăm pe rând, totuși. La primele două ți-am răspuns așa pe scurt cu nu și da, dar aș zice totuși să le luăm pe rând. Da, mă înțeles, mulțumesc, e suficient. Putem dezvolta și pentru ceilalți. Prima întrebare era dacă un designer trebuie să scrie și cod. Aici vreau să mai completez. Nu trebuie să scrii cod decât dacă îi place codul de frontend. Codul HTML și CSS pe care o să vi-l arătăm. Designerii nu scriu cod, dar o să mai fie situații când le-au plăcut foarte mult partea asta de frontend și o să fie nevoie să scrie. Nu o să fie nevoie, o să vrea să-l scrie ei. Sunt persoane care sunt pasionate de zona asta. Și cum am zis, zona într-un continuu dezvoltare, am impresia că la un moment dat firmele pentru AI designers cereau și partea aceea de frontend. Acum nu o să mai cereți. Dacă v-am mai adus lămurii. Și în al doilea rând, există de colaborarea cu developerul. O să învățați exact și deliverables, să numim noi, o să le trimiteți și la developer și cum să le trimiteți. Livrabile. Livrabile, termen din română. Materiale livrabile. Livrabile care o să le trimiteți la developer și cum o să le trimiteți, ce detalii să trimiteți, astfel încât să fie mai ok comunicarea dintre voi, să înțeleagă ceea ce ați vrut în design. Aici aș mai spune că degeaba noi ca designer facem o treabă foarte bună și ajungem să avem un prototip beton, super, să vrea clientul să semneze aici, da, e gata, mulțumesc frumos. Dacă nu avem o colaborare apropiată și nu avem grijă cum comunicăm cu developerul astfel încât și el să înțeleagă ce se întâmplă acolo și el să vină cu probleme pe care poate le vede și noi le putem rezolva împreună cu el. Dacă pur și simplu lăsăm, îi dăm prototipul developerului, poftim, ocupă-te, m-am spălat pe mâini, s-ar putea să, și se întâmplă foarte des, mulți designeri au surpriza că ceea ce ajunge să fie implementat nu are nicio treabă cu ceea ce au gândit. Și asta se întâmplă doar din prisma comunicării slabe. Dar o să vedem cum putem să facem să nu pățiți asta. Ok. A treia întrebare, care era despre dacă și la noi o să ajungă să fie separate. Cel mai probabil, da. Cum am zis, în trecut, un UI UX designer scria și codul de frontend, HTML, CSS, acum nu se mai scrie sau dezvoltat. Sunt UI UX designer, mă rog, companiile micuțe, o să ceară un designer care să-ți facă și branding, full materiale promoționale și design site-uri și alea. Mai există și cazurile astea. Noi vă învățăm cum să vă duceți spre companii mai mari care vă respectă și pe voi și tipul vostru și vor exact la UX designer. Știu și ele ce vor. Și cum am zis, probabil o să existe și separarea asta la noi în România, dar în câteva ani. Totuși o să trecem și prin partea de branding, da? Tot din motivele astea, pentru că nu avem de unde să știm fiecare pe ce drum o ia ulterior, pentru că sunt atât de multe drumuri și atât de multe posibilități în area asta, în rolul acesta. Acoperim și partea de graphic design, visual design, ce cunoștințe ar trebui să ai de bază ca să iasă designul plăcut. Acoperim partea de branding, tot din aceeași idee, ca să puteți face asta dacă vi se cere unde veți lucra ca designer. Și aici pot să vă spun și din propria mea experiență, când m-am angajat prima dată în Centric, acum 5 ani, și am făcut internship. Eu am intrat pe internship ca designer, dar pe lângă munca de design, da, făceam design de website în Photoshop, mai făceam și parte de frontend, adică scriam HTML, CSS și un pic de JavaScript, mai ajutau cu alți colegi cu părțile acestea mai complicate de funcționalitate. Dar și pe lângă asta mai veneau și nevoi, să spunem așa, din partea de marketing. Practic compania avea tot felul de materiale pe care voia să le scoată pe piață ca să se marketeze.
Și atunci tot noi, designerii aplicațiilor, ne ocupam între celelalte nevoi și de această parte. Deci se poate întâmpla. Acum nu mai este cazul, avem pe cineva specializat care se ocupe de partea de marketing, la fel și development-ul este specializat, dar e bine să știți la ce să vă puteți aștepta. Adică, da, până la urmă și voi o să vedeți că și voi aveți un cuvânt de spus. Și la un interviu, nu doar intervievatorul trebuie să afle lucruri despre voi, ci și voi trebuie să aflați lucruri despre compania respectivă, ca să știți unde mergeți și să știți dacă veți avea o viață dificilă sau nu. Are sens? Da. Mulțumim pentru întrebări, toate trei super bune. Alte întrebări. Pare rău să-l parafrazez pe politicianul nostru, dar... Eu aș mai avea niște întrebări legate de cât de ușor este să te angajezi în domeniu și cât de în serios poți fi luat fără studii serioase în domeniu. Adică poți să ai un curs sau poți să studiezi studii în plăcere și poți să vii chiar și cu un portofoliu, dar mă gândesc când te prezinți în fața unei firme mari, da? Nu știu dacă te angajează cineva fără experiență sau fără studii. Foarte bună întrebare. Deci cam cât de ușor este să te angajezi și care ar fi cerințele în ceea ce privește studiile sau experiența? Cu toate că, într-adevăr, cu partea asta de design, portofoliu este important, dar totuși portofoliul acela poate justifica ceea ce știi tu sau nu. Bun, o să încerc să-mi pun gândurile în ordine, pentru că am multe vis-a-vis de întrebarea aceasta ta. Pe scurt, cel puțin noi ca și mă refer acum la noi, cum suntem din postura de intervievatori. Aș putea să-ți dau un răspuns din punctul acesta de vedere. Foarte mult punem accent nu pe ce cursuri sau pe ce studii are persoana respectivă, ci pe modul în care s-a implicat în proiectele pe care le afișează în portofoliu, felul în care a explicat problema identificată, felul în care arată cum a găsit soluții. Deci pe partea de proces punem accent. Și în prima fază vedem, ne facem o primă idee, practic, din portofoliu care vine fără a prezenta persoana respectivă, după care ne putem face o idee și mai bună în cadrul interviului despre cum gândește persoana respectivă, cum spuneam printre primele slide-uri, ce skill-uri de comunicare analitice are. Asta ne putem da seama tocmai din cadrul interviului, vorbind cu persoana respectivă, punând întrebări care legate poate de proiectul la unul dintre proiectele pe care le are în portofoliu. Și atunci, pe scurt, ideea este că nu contează ce studii ai. Noi avem colegi, v-am spus, noi, eu și cu Teo, de exemplu, am terminat facultatea de informatică, dar nu suntem programatori. Avem colegi care, în cadrul firmei, veniți de la facultatea de arte sau facultatea de construcții de mașini, avem un coleg. Sau avem cineva care a făcut farmacie, cred, și acum este tester. Deci, asta vreau să vă zic, că facultățile terminate sau, mă rog, studiile pe care le aveți, de obicei nu contează atât de mult, sau cel puțin pentru noi nu contează atât de mult, pe cât ce arată, ce potențial arată persoana respectivă. Oricum o firmă, în momentul în care vă angajați într-o companie multinațională,
compania are în vedere și în primul rând potențialul, astfel încât persoana respectivă să poată să vină în echipă și să învețe tocmai în cadrul companiei, să învețe alături de ceilalți. Deci, în primul rând, asta contează, din punctul meu de vedere, potențialul, nu câte cursuri ai la activ. Degeaba ai, nu știu, terminat nu știu câte cursuri, dacă în cadrul discuției pe care o ai la un interviu cu un intervievator, nu arăți niciun pic de empatie față de utilizatori. Are sens ce zic? Adică, ok, poate ai o grămadă de diplome, dar asta nu contează atât de mult pe cât contează felul tău de a fi și skillurile pe care le arăți la interviu. Mai aduc eu niște mici completări. De regulă o să mai vedeți că companiile în general o să ceară de regulă a bachelor degree licență, dar mă îndoiesc dacă veniți cu un portofoliu foarte bine făcut, nu o să vă ia măcar ce obțin pentru interviu să discute cu voi, să vadă ce fel de persoană sunteți. Aici că portofoliul poate să reflecte ceea ce știi sau poate să nu reflecte, s-ar putea să te gândești la cazurile în care are cineva un portofoliu făcut sau alt lucru. Sunt mai practică de ce să ne ascundem. Noi ca interviatori avem toate lucrurile necesare să ne dăm seama dacă persoana respectivă chiar a făcut, dacă înțelege ce a făcut acolo sau dacă a fost cineva l-a făcut pentru ea sau doar o copia de plină să gândească lucrurile alea. Mai era o parte a întrebării de cât de ușor este să te angajezi după, cred. Da. Răspunsul la asta? Cel mai probabil după cursul acesta veți putea urmări, dacă urmăriți companii multinaționale care scriu software, veți putea urmări titluri de junior UI UX designer. Deci ideea este să mergeți mai departe și să aplicați informațiile pe care vi le însușiți în cadrul cursului. Dar nu este neapărat o regulă, adică o să vedeți că să și discutăm în cadrul cursului, puteți aplica și la joburi care nu sunt descrise ca junior UI UX designer, se poate întâmpla ca firma respectivă, deși caută pe cineva mai experimentat, să vadă un potențial în voi și să meargă mai departe cu voi, să vă antreneze ei pe mai departe. Ceea ce este foarte important pentru voi acum de reținut este că la finalul cursului nu se termină journey-ul ăsta al vostru de a învăța UI UX design. La finalul cursului, practic, voi aveți cunoștințele necesare astfel încât să aplicați procesul în continuare, indiferent dacă începeți sau nu să găsiți, să căutați job-uri imediat după curs. Dar sigur, având în vedere portofoliul pe care îl veți avea la finalul cursului de 16 săptămâni, veți putea să faceți și să începeți direct să căutați și joburi. Acum depinde de piață. În ultima perioadă s-a deschis, ca să spunem așa, un cufăr de posibilități tocmai din prisma pandemiei. Se poate lucra online de oriunde vă aflați, din țară sau din afara țării, pentru companii internaționale sau naționale, dar chiar și internaționale, da? Asta vreau să zic, că și având în vedere și slide-ul pe care vi l-am arătat cu statisticile, căutarea începe să fie din ce în ce mai mare pentru UI UX designer, pentru că oamenii își dau seama că îmbunătățind calitatea produselor lor, practic își îmbunătățesc și câștigurile. Da? Deci, atragând mai mulți oameni care le folosesc produsul, practic atrag și mai mulți bani, normal. Și atunci este clar la mintea cucoșului că este bine să angajezi un UI UX designer. Sau dacă o să te pasionezi la treaba de freelance, noi îți oferim cunoștințele necesare să începi freelance.
Dar trebuie să te pasionezi zona aia. Și tot așa, și niște exemple. Noi, dintre studenți, studenți care au fost la cursurile precedente, unii dintre ei s-au angajat la alte companii, sau alții fac freelancing, iar alții chiar au ajuns să ne fie colegi în compania în care lucrăm și noi. Deci, na, asta din nou depinde de centricul, de exemplu, lucrează efectiv cu oameni care sunt din Iași ca să poată oamenii să vină la birou. Dar, după cum spuneam, sunt foarte multe companii acum pe LinkedIn, dacă cauți, se găsesc joburi remote, care se poate lucra de oriunde, ca și consultant pe design. Ți-am răspuns la întrebare, Ana Maria? Da. Mai voiai tu să spui ceva? Parcă sau te-am întrerupt noi? Nu. Ok. Ce întrebări mai sunt? Mai avem timp, chiar mai avem 10 minuțele, cel puțin. Cât timp durează cursul? 16 săptămâni în teorie. În practică se poate întâmpla, nu știu, ca într-una din săptămâni eventual să trecem peste una și atunci, nu știu, să ajungem să facem 17 săptămâni, dar ideea este că cursul este așa, pare mai de lungă durată, pe perioada 16 săptămâni, astfel încât cursanții să apuce în primă fază a cursului să treacă prin absolut tot procesul și luăm în fiecare seară câte o bucată din procesul de UI UX design în fiecare sesiune de 3 ore și lucrăm pe acea bucată, după care urmează ca cursanții să facă teme conform cu acea bucată de informații noi dobândite, teme care contribuie la o aplicație finală care poate fi pusă în portofoliu. Ulterior, spre finalul cursului, mergând mai mult în zona de workshop-uri și alte informații despre cum, ce posibilități de carieră aveți, freelancing și așa mai departe, partea cursului în care din nou o să lucrați având în vedere tot procesul pe care l-ați învățat în prima parte a cursului, îl veți aplica din nou, vă va fi mult mai ușor acum să-l aplicați la alte aplicații. Cel puțin 3 abordăm împreună. Noi vă propunem pentru curs mai multe teme de aplicații, astfel încât veți avea brief-uri, inspirație, teme pentru care să lucrați. Dacă vreți să lucrați mai repede, pentru mai multe proiecte se poate face și asta, dar încercăm cumva cursul să fie, cum să zic, să fie ușor de abordat pentru toată lumea, având în vedere că poate mulți au un alt job și pot participa la curs după amiaza și să lucreze la teme tot așa după amiază, după serviciu. Da, nu știu dacă ai menționat 16 săptămâni, 2 sesiuni pe săptămână. Și două sesiuni pe săptămână, 3 ore sesiunea. Asta înseamnă matematică. 6 ore pe săptămână. 6 ori 16, da. 96. Așa, și pentru toate temele, pentru fiecare temă în parte, după cum a spus și Teo mai devreme, primiți feedback de la noi, astfel încât, pe lângă informațiile pe care le primiți de la noi pe parcursul cursului, primiți și ghidaj din partea noastră, astfel încât să știți dacă ceea ce faceți este bine, dacă mergeți în direcția potrivită, dacă trebuie să schimbați ceva. Și o să aveți timp în aceste 16 săptămâni să vă finisați
procesul vostru de design și ochiul de designer. Și cursul când începe? Dacă nu mă înșel, mă poate corecta Alexandra dacă greșesc. Cursul este stabilit, cred, să înceapă pe 16 august. Da, așa este. Mă aud sau... Da. E ok, da? Am primit confirmare, mulțumim. Sigur. Alte întrebări? Ce aș putea să mai adaug aici, pe lângă ceea ce v-a povestit Alexandru și Teodora? Încă un lucru pe care îl puteți face la OASM în cazul în care doriți să fiți cursanții noștri. Este vorba despre săptămâna de HR. Nu știu dacă v-a povestit sau dacă ați auzit despre acest lucru. Este un moment în care voi o să luați contactul cu specialiști în domeniul HR, în care o să vă prezinte aspecte legate de cum să vă faceți corect un CV, cum să vă faceți corect un profil de LinkedIn, cam care ar trebui să fie atitudinea voastră în momentul în care mergeți la un interviu de angajare și câteva tips and tricks din această zonă. Tot în această perioadă o să aibă loc interviul 1-1 cu specialiști în domeniu sau cu mentori cu care nu ați avut contact până în momentul acela, pentru că ne dorim ca raportul de feedback să fie cât mai obiectiv. Și o să aveți parte de un interviu de HR și un interviu tehnic. Și această perioadă, această săptămână de HR, de obicei o punem undeva la mijlocul celor 16 săptămâni, astfel încât mai apoi să puteți lucra. Eu zic că este un plus pentru voi, pentru că vă ajută foarte mult să o să primiți recomandări pe baza interviului. După interviu o să primiți niște recomandări și astfel încât să vă perfecționați discursul și așa mai departe. Și de asemenea primiți și un calificativ care arată gradul vostru de angajabilitate la momentul respectiv. Dacă mai sunt întrebări, eu cred că e o ocazie perfectă. Noi oricum așteptăm să vă vedem cu cât mai multe întrebări și în cadrul cursului, cu mare drag. Oricum puteți reveni cu întrebări și pe adresa noastră de mail și noi o să ne asigurăm că întrebările ajung către Alexandru și Teodora pe contact@oasm.ro sau ne puteți contacta telefonic la numerele afișate pe site-ul nostru. Dacă poate mai târziu o să apară întrebări, dacă nu acum. Ne puteți scrie din nou și individual, ne găsiți. Avem o întrebare din patrul lui Florin, nu este o întrebare nepotrivită. Cursul este 1300 de euro, puteți să plătiți și în rate sau integral. Dacă plătiți integral, o să aveți 10% discount. Și asta în comențiune aici, dacă vă înscrieți după 48 de ore de la terminarea acestui demo, o să aveți 10% discount. Puteți să plătiți și în 4 rate egale, undeva la 325 de euro cred că ar veni. Oricum, detaliile sunt pe site, în caz să... Eu n-am făcut matematică, deci nu, să aveți încredere în mine, uitați-vă pe site. Dacă mai aveți întrebări, oricum, înscrierile sunt deschise, cursul nostru începe pe 16 august, după cum a menționat și Alexandru. Procesul este simplu, intrăm pe site, ne înscriem, o să primim un test automat pe mail, în care vedem cunoștințele voastre de logică, de engleză. În funcție de rezultatul pe care îl obțineți, stabilim o întâlnire de cunoaștere. Dacă avem peste 50%, înseamnă că este în regulă. Dacă nu vedem, poate putem îmbunătăți ceva. Poate aveți nevoie de un curs introductiv înainte de a intra într-un curs de 4 luni sau 5 luni, cum e acesta de 4 luni. După această întâlnire, mergem direct la partea administrativă și financiară, facem contractul, plătim prima rată la semnarea contractului și apoi ne bucurăm de sesiunile cu Alexandru și Teodora. Ne așteptăm întrebările voastre, dacă mai sunt. Eu aș mai avea o comențiune și apoi eu mai las să curgă întrebările, dacă mai sunt.
Ne-am dorit tare mult, dacă sunteți de acord, să facem o mică captură de ecran, să punem și noi pe rețelele noastre de socializare, pentru că de mult n-am mai avut evenimente. Ne-am dorit un eveniment fizic, am mai avut evenimente online, dar am vrea foarte tare mult să surprindem acest eveniment prin această captură de ecran și să o facem publică, dacă sunteți de acord. Dacă nu, puteți să vă închideți camerele. Dacă doriți, puteți să și le deschideți pentru cei care au camerele închise acum. Deci suntem în regulă, încercăm un pic. Hai să zâmbim frumos. Ok, cred că am reușit, dar totuși să verific, să mă asigur. Voi puteți să mai adresați întrebări către mentori? Cât, exact. grupele sunt cam de 12, între 12-15 persoane, ca să acoperim, după cum vă spuneam, și partea de lucru împreună, la cursuri, în workshop-uri, în grupe, în echipe, dar să nu fie totuși nici prea mulți, astfel încât și noi să putem să vă dăm feedback cât mai complet, să spunem așa, și să puteți să ne puneți cât mai mulți dintre voi și cât mai multe întrebări putință. Cam așa am avut grupele de până acum, m-am gândit să vă spun. Poate. Ok, văd că nu mai sunt întrebări. Alexandra, suntem ok dacă cu... Dacă nu mai sunt întrebări. Da, suntem Crenci foarte tot? Bine, suntem foarte bine. Perfect, super. Da. Vă mulțumesc tare mult și pentru poze și pentru prezența voastră. Dacă mai sunt întrebări, puteți reveni către mine, puteți reveni pe Facebook către Alexandru și Teodora. Poate mai apar pe parcurs, că așa se întâmplă de obicei când se termină un eveniment, atunci vin toate întrebările și nu mai cui să le adresez, dar ne găsiți pe site, ne găsiți pe e-mail, prin telefon, pe Facebook, oriunde suntem deschiși. Noi vă mulțumim tare mult pentru participarea voastră activă, ne-a plăcut tare mult să ne petrecem seara de miercuri împreună. Vă așteptăm, exact. Așteptăm să vă contactăm, să vă spunem că ați trecut de etapa interviului și să ne întâlnim la partea de interviu de cunoaștere, că ați trecut de test. Și ne vedem poate ne vedem în următoarea serie, în august, cine știe. Să vă gândiți bine la ceea ce vreți să faceți și sper că v-am transmis informațiile astfel încât să vă ajute pe voi, pentru că am văzut acolo că cineva a spus că vrea să-și găsească drumul și sper că am ajutat pe Gabriela, cred. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim tare mult. Mulțumesc tare mult, Alexandru, mulțumesc, Teodora. Mulțumim și noi. Mulțumim. Și ne vedem cu ocazia altor evenimente, poate fizice, cine știe. Vă doresc o seară frumoasă și... o zi frumoasă mâine, o săptămână ușoară în continuare. Dar frumoasă tuturor. Seara faină. Mai bine. Faină. Bun, mulțumim, ai rezumat foarte fain, Alexandra. Întâlnirea de astăzi chiar a fost o plăcere. Ne mulțumim pentru ajutor și pentru toate informațiile. Știi că ești pe mute, nu te auzim. O secundă. Ok, nu știu, s-a blocat, am probleme cu internetul și chiar deja mă gândeam că vai, nu e ok. Mi-a plăcut tare mult prezentarea voastră și m-am bucurat tare mult că v-am cunoscut. Cu ocazia asta, o mențiune aș vrea legat de prezentare. Noi ne-am cam schimbat un pic identitatea și să vă trimit eu, poate mâine, noua noastră prezentare și să adăugați acolo informațiile. Foarte fain, mi-a plăcut foarte mult. Perfect, da, facem asta. Da. Și mă gândesc, poate să încep și eu cursul, nu știu, mă mai gândesc. Deci, aproape te-am convins și pe tine. Aproape te-am convins, da, da. Ok, super.
Bine, mulțumim frumos, Alexandra. Seară plăcută. Mulțumim, seară faină. Bye, bye. Pa, pa. Pa, pa. Să vedem dacă acest registru este sau nu.